Sunteți gata? Și dumneavoastră? Bună ziua tuturor! Mulțumim foarte mult că ați dat curs invitației pentru conferința noastră de astăzi. Este un subiect extrem de important. Nu este ceva nou, despre acest subiect s-a discutat foarte mult în spațiu public, dar cu atât mai important este acum să-l mai discutăm, mai ales în vâltoarea alegerilor locale. Este vorba despre autonomia locală. În legislatura precedentă, platforma Demnitate și Adevăr, prin toate mecanismele posibile de deputați în Parlamentul Republicii Moldova, a promovat acest principiu. Alături de mine este domnul Liviu Vovc, ca ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a promovat un proiect de lege prin care impozitul persoanelor fizice din localități să rămână în bugetele locale. Astfel, în acest proiect de lege, anual, primăriile localităților au beneficiat de peste 700 de milioane de lei, fără niciun fel de condiționalitate politică. În stânga mea este doamna primar de Milești Mici, care din practică va vorbi despre necesitatea acestor modificări, pentru că practica pomenilor electorale, în special în ajunul alegerilor locale, trebuie să termine. Primarii nu trebuie să devină niște cercetători și să piardă foarte mult timp la Chișinău cu mâna întinsă la guvern sau la vreun lider de partid pentru a-și repara casa de cultură, pentru a-și repara grădinița sau a efectua anumite lucrări în localitate în care se beneficieze nu primarul, să beneficieze locuitorii, iar aceste redistribuiri de fonduri nu trebuie să aibă o culoare politică. Ceea ce a văzut întreaga societate din ultimele investigații jurnalistice și din informația noastră vor mai părea investigații jurnalistice cum acești bani din bugetul public național sunt folosiți pentru impunerea forțată a primarilor sau a anumitor persoane autoritare din localități de a candida din partea partidului de guvernământ. După ce o să ofer cuvântul colegilor mei să vorbească în detaliu despre promovarea acestui principiu, după care vom da citire declarației platformei DA cu soluții exacte la modificări legislative pentru ca să îmbunătățim situația care este în Republica Moldova. Bună ziua! Platforma DA este promotor al principiului descentralizării și autonomiei fiscale. Noi considerăm că primarii trebuie să aibă bugete suficient ca să dezvolte localitățile lor. Primarii nu trebuie să îmble cu mâna întinsă la unul sau la guvern sau la șor ca să solicite bani ca să-și dezvolte localitatea. În 2019, când am văzut ce făcea pe atunci Plahotniuc și Partidul Democrat cu programul său Drumuri Bune, prin care încerca să racoleze primarii ca să le facă campanie Partidului Democrat, platforma DA, deputații platformei DA din Parlament au venit cu o inițiativă, astfel ca impozitul persoanelor fizice să rămână la bugetul primăriei. Cum a spus și domnul Plângău, 700 de milioane de lei anual rămân acum la bugetul primăriei. A fost foarte greu să promovăm acest proiect. Negocieri la sânge cu Ministerul Finanțelor, cu celelalte fracțiuni parlamentare, care nu doreau să dea independență primarilor. Atunci Ministerul Finanțelor a pus anumite condiții care trebuie să fie modificate acum. Și mă voi expune la două lucruri care trebuie îmbunătățite în acest proiect. În primul rând, în acel proiect era prevăzut că satele, comunele vor beneficia de 100% din impozitul pe venit al persoanelor fizice. Însă, orașele de reședință de raion beneficiază doar de 50%. Anume aici trebuie de modificat. Noi nu putem discrimina centrele raionale. Ele tot au nevoie de dezvoltare. Și o să vă dau un lucru simplu. Orașul Ialoveni, dacă ar beneficia de toate cele 100% din impozitul pe venit a persoanelor fizice din Ialoveni, ar însemna încă 19 milioane de lei anual. Bani care ar fi suficienți pentru a repara majoritatea drumurilor din acest oraș.
Astfel că această modificare, această nedreptate care s-a făcut atunci, trebuie modificată astfel ca și centrele raionale să beneficieze de 100% din impozitul pe venit. În al doilea rând, la votarea acestui proiect, Ministerul Finanțelor spunea că nu poate să repartizeze impozitul pe venit a persoanelor fizice după viza de reședință, astfel că el se transferă doar la cei care lucrează în acea localitate, ceea ce este nedrept. Noi acum vedem de multe ori migrația de lucru. Oamenii locuiesc în satul său, locuiesc într-un oraș, dar merg la lucru în alt oraș. Și corect ar fi ca impozitul pe venit acelei persoane să vină în bugetul localității unde el locuiește, unde el își crește copiii, ori acolo el are nevoie de condiții normale în spital, acolo are nevoie de spații verzi, de terenuri de joacă pentru copii, acolo are nevoie de grădinițe dezvoltate, astfel că acest impozit care el îl achită și care se transferă trebuie să vină la localitatea în care el locuiește. Și iarăși vă voi da exemplu orașului Ialoveni. Mulți locuitori ai orașului Ialoveni locuiesc în Chișinău. De ce impozitul lor ar trebui să se ducă la primăria Chișinău, dar să nu vină la orașul în care ei trăiesc, astfel ca orașul să se dezvolte mult mai bine? Lucrurile astea trebuie corectate și trebuie corectate cât mai rapid. Acest proiect trebuie îmbunătățit până la intrarea în vigoare a bugetului pentru 2024. O să o invit pe doamna Agrici, primarul Comunei Mileștei Mici, pentru ca să se expună și pe un alt proiect care de asemenea platforma Dan l-a înregistrat în Parlament, însă nu a reușit a fi votat. Amintesc că atunci când Natalia Gavriliță a venit în Parlament să solicite susținerea pentru guvernul său, ea a menționat proiectul platformei DAD despre care va vorbi doamna Agrici. Doar că 2 ani au trecut și a rămas doar la nivel de promisiune. Doamna Agrici, poftim. Mulțumesc. Bună ziua! Emigrarea este una din principalele probleme ale țării, iar primarii sunt cei care pot crea condiții pentru ca tinerii să dorească să rămână acasă. Pentru aceasta însă avem nevoie de bugete cu care să dezvoltăm localitățile, dar nu putem face acest lucru cu pomeni periodice. Noi avem nevoie de bugete stabile ca să planificăm lucrurile pentru fiecare an. Datorită proiectului votat la insistența platformei DA, bugetul Comunei Milești Mici beneficiază în fiecare an de 2.351.000 de lei. Cu acești bani, în 4 ani de mandat, am reușit să fac multe lucruri frumoase pentru localitate. Dar este loc de mai bine. Din păcate, de la agenții economici, în bugetul primăriei vin doar câteva taxe locale care nu influențează semnificativ bugetul, iar primarii nu sunt motivați să identifice și să atragă noi investitori. Cele mai mari impozite pe care le achită antreprenorii sunt cele pe venit, iar ele merg în bugetul de stat, chiar dacă activitatea economică se desfășoară pe teritoriul localității. Primăria nu primește niciun bănuț din acest impozit. În legătură anterioară, platforma DA insista cu 50% din impozitul pe venit al persoanelor juridice să rămână la bugetul primăriei pentru a dezvolta localitatea. Această idee a fost preluată apoi și de guvernarea PAS, dar nu a mai fost susținută. Au trecut de atunci 2 ani, dar această modificare importantă așa și a rămas doar la nivel de promisiuni. Noi îndemnăm guvernul, majoritatea parlamentară, să-și respecte promisiunea și să voteze cât mai rapid această modificare, astfel ca noi, primarii, să putem elabora proiectul bugetului pentru anul viitor. Alocarea primăriilor a 50% din impozitul pe venit a persoanelor juridice nu va afecta tare bugetul țării, dar va impulsiona dezvoltarea localităților.
Ca exemplu pot să vă dau situația din localitatea Milești Mici, unde dacă doar 50% din impozitul pe venit a vinăriei Milești Mici ar fi transferată primăriei, aceasta ar însemna 300-400 de mii de lei anual. Așa că îndemnăm guvernul să vină cu proiecte care să ofere previzibilitate. Pomenile arată frumos, dar noi, primarii, avem nevoie de stabilitate și de bugete mai mari ca să fie în fiecare an. Mulțumesc! Concluzia este foarte, foarte simplă. Aflându-se orice partid promovează în orice campanie electorală cuvinte frumoase, cuvinte necesare, precum este descentralizarea autentică, împuterniciri mai mari primăriilor, independență financiară primarilor. Doar ajungând la guvernare, toate aceste promisiuni se uită din simplu motiv că orice partid aflându-se la guvernare vrea cât mai mare influență asupra autorităților locale. Ceea ce propunem noi este ca primarii să decidă, primarii împreună cu consilierii locali, să decidă ei singuri proiectele de care au nevoie localitatea și nu să fie impuși de către autoritatea centrală, care deseori este departe de nevoile și grijile cetățenilor. Voi da citire declarației platformei DA legată de acest subiect și punctual vom indica soluțiile care trebuie urgent votate, care au fost promovate insistent de platforma DA în legislatura precedentă și chiar susținute și care se află și în programul electoral al partidului de guvernământ. Din păcate, 2 ani de zile au fost uitate de majoritatea parlamentară. Platforma Demnitate și Adevăr insistă pe fortificarea autonomiei financiare a autorităților publice locale prin majorarea veniturilor disponibile ale acestora. Republica Moldova rămâne a fi codașă la capitolul autonomiei fiscale a autorităților publice locale, dacă ne raportăm la statele din regiune. Din păcate, în loc de a crește autonomia financiară a autorităților publice locale, fiecare guvernare, indiferent de culoarea politică a acesteia, încearcă să țină sub control primarii și să-i constrângă să treacă în partidul de guvernare prin diferite proiecte sau pomeni electorale sau prin impedimente de ordin financiar, de oricare natură nu ar fi, prin imposibilitatea acestora de a accede la anumite proiecte finanțate din bugetul public național. Platforma Demnitate și Adevăr a fost tot timpul promotorul descentralizării și autonomiei locale. Vremurile pomenilor de la guvern trebuie să se termine. La inițiativa deputaților Platformei Demnitate și Adevăr din legislatura trecută a fost votată legea astfel ca impozitul pe venit a persoanelor fizice să rămână la bugetul primăriei. Datorită acestui proiect, votat în 2020, primăriile beneficiază anual de 700 de milioane de lei în plus. Un calcul simplu demonstrează că datorită inițiativei platformei, da, timp de 4 ani, primăriile au beneficiat de mai mulți bani decât bugetul programului Satul European. În plus la asta, primăriile, autoritățile publice locale, nu au fost constrânse sub aspectul politic de a avea acești bani. Aceste venituri la bugetul local nu au fost în niciun fel condiționate de puterea centrală. Primarii au gestionat sursele financiare conform necesităților localității. Această practică de fortificare a autonomiei locale trebuie să continue. Astfel, Platforma Demnitate și Adevăr solicită Guvernului și majorității parlamentare să modifice legea numărul 397 din 2003 privind finanțele publice cu următoarele prevederi. 1. Defalcările de la impozitul pe venit al persoanelor fizice la bugetele centrale raionale să fie majorat de la 50 la 100%. La moment, orașele reședință de raion sunt discriminate și primesc doar jumătate din impozitul pe venit al persoanelor fizice. Dacă ne dorim dezvoltarea orașelor, atunci trebuie să facem aceste modificări, pentru ca orașele noastre să
devină cu adevărat atractive, cu bugete mari, în care să fie lansate proiecte, cum ne place nouă astăzi să le spunem, europene. Drept exemplu, dacă aceste modificări ar fi realizate, orașul Ialoveni va beneficia de 19 milioane de lei în plus în fiecare an. Prin programul Satului European, comparație, acest oraș a beneficiat de doar 7 milioane de lei și nu e clar la care alegeri guvernul va mai oferi aceste finanțări. 2. Impozitul pe venit a persoanelor fizice trebuie atribuit bugetului localității unde persoana locuiește. La moment, aceste defalcări se fac la localitatea unde persoana lucrează. Atât primarii, cât și Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova de mult timp insistă pe aceste modificări. Aceste modificări sunt argumentate. Ori persoana are nevoie de condiții de trai decente acolo unde trăiește. Are nevoie de servicii medicale de calitate, de instituții de educație în localitatea unde locuiește și unde își crește copiii. 3. 50% din impozitul pe venit al persoanelor juridice trebuie să rămână la bugetul localităților. La moment, niciun ban din acest impozit nu este atribuit pentru dezvoltarea localității. Este o nedreptate faptul că din cele 7 miliarde de lei acumulate anual din acest impozit, localitățile în care își desfășoară activitatea antreprenorul nu beneficiază de nimic. Dacă această modificare va fi operată, localitățile vor beneficia de 3,5 miliarde de lei în plus anual. Și în toate acestea, așa cum s-a referit și doamna primar, primarii, autoritățile locale vor fi cei mai cointeresați să atragă investitori în localități, să fie proactivi și să colaboreze cu antreprenorii din localitate. Asta facilitează per ansamblu locuri de muncă în localități, în sate. Asta din impozitele respective vor fi redistribuite pentru repararea drumurilor, pentru repararea instituțiilor de învățământ, cele medicale, crearea spațiilor de agrement și așa mai departe. Deci va exista o sinergie între autoritatea locală și cei care doresc să investească în localitate și va exista și o colaborare mult mai strânsă decât colaborarea între autoritatea centrală și, spre exemplu, un antreprenor din satul Chetroșica Nouă sau Milești Mici și așa mai departe. Per ansamblu, noi solicităm ca aceste modificări să fie operate cât mai rapid. Nu vrem să ne întoarcem la practicile vechi folosite de toate guvernările, în schimb să majoreze, spre exemplu, pensiile cetățenilor, să dea de Paște anul nou câte 1000 de lei pomadă din partea partidului de guvernământ. Deci toate lucrurile astea pot fi bugetul local, bugetul public național nu este bugetul vreunui partid politic. Bugetele publice naționale sunt bugetele tuturor cetățenilor care vin cu contribuții, iar aceste bugete trebuie să fie redistribuite echitabil. Și mai mult ca atât, în loc să mergem cu pomeni electorale în campanii electorale, mai bine ar fi să ne gândim la programe sau politici durabile care ar facilita per ansamblu niște procese benefice, în special dacă vorbim în cazul de față pentru comunitățile, pentru orașele, pentru comunele, pentru satele din Republica Moldova, care, din păcate, spre regretul nostru, sunt europene doar în momentul de față, doar din cauza că cetățenii noștri sunt nevoiți să plece la munci peste hotare. Aceste modificări, aceste soluții cu care venim astăzi vor aduce foarte mult beneficiu pentru localități. Mai puțin beneficiu pentru partidele care se vor afla la guvernare, pentru că vor avea mai puțin control asupra autorităților locale. Dar pentru cetățeni, pentru autoritățile publice locale, va fi o chestie extraordinară. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Vom expedia toate modificările
care deja sunt înregistrate și în Parlamentul Republicii Moldova, este nevoie doar să fie votate și o mare rugăminte la presa din Republica Moldova. Aceste lucruri sunt promisiuni electorale a Partidului de Guvernământ care nu au fost realizate 2 ani de zile. Să insistați, să întrebați de ce nu îndeplinesc promisiunile electorale, mai ales în acest context. Mulțumim foarte mult! Mulțumim!